Salutare, mă știu că eu sunt la un episod din The Crew. Și cred că vă aduceți aminte când v-am zis că să vă promis că o să fac Chevrolet-ul Camaro și cu Alfa Romeo pe circuit. Uite, n-am apucat să fac Alfa Romeo pentru că n-am destui bani, las cu banii am și am nevoie de 33.000. Am făcut o cameră cu de tot asta. Sper să vă plac. Acum, asta ca să mergem să facem misiunea. În primul și în primul facem misiunea. Nu l-am pus pe mine, mai tot. În primul și primul să facem o misiune de story. Story mission. Și după aceea story mission o să facem 3 sau 4 crate-uri. Depinde. Și să cred că tot astăzi. Bine, să vedeți dumneavoastră episodul. Cred că aș posta și un episod de Mafia 3. Nu știu cum, un program foarte încărcat. Ce-mi spune că am o voce foarte nasoală, dar este ora 2:10 dimineața. Și eu, în momentul de față, locuiesc în Anglia. Deci, practic, ora în România este 4:10, deci nu mă judecă dacă am o voce de zombie sau... Nu se vă folosesc foarte mult pentru că mi-e puțin somn, mi-e puțin somn și... să vorbesc cu un videoclip sau să fiu focusat pe joc. În primul și primul rând, vă rog frumos să mă scuzați pentru videoclipul de Mafia, că nu o să-l postez, pentru că primul videoclip de Mafia 3 este fără sunet. Dar sunt un joc, n-am vrut să vorbesc pentru că l-am făcut cu jumătate de oră în urmă, deci puțin cam greu. Deci este puțin cam greu să rămâi treaz. Mie. Nu să rămâi treaz, dar că mai și joc, prin zic, puțin rămâi treaz. Adică, în principal, cred că știți pe Andrei B04, bla 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 bla. Eu, în principal, am vorbit cu el și ne-am gândit eu. Am zis, ia, mai facem diseară un live de Fortnite. Da, cred că o să facem episode de Fortnite acum, astăzi. Bine. Ca să le postez o să fie astăzi, pentru că cât timp durează videoclipul, atât durează și să le editeze. Vezi cât mai durează într-o, după 8 secunde sau foarte puțin într-o, măcar într-o să fie scurt. Și după asta, ne-am gândit să facem live de Fortnite. Sau, un cuplu de-al meu care e abonat la mine, are The Crew. Și m-am gândit eu, hai mai să facem și noi un episod sau poate un live tot cu mine și cu voi restul care vreți să intrați. Dar că nu am gândit eu să facem live-ul pentru că am încărcat și tucă. Ce să vezi? Ce să vedeți? Am unde s-au culcat pentru că atunci când le-am răspuns eu era
două, era ora 2, nu acum, momentul de față, ora 2 în România. Și practic este culcat la ora aceea. Deci, mie episodul o să fie foarte greu cu asta și că sunt pe 2 ore delay. Cred că aș face și un episod de Fortnite și cred că aș face... Uite, să scrieți în comentarii dacă ați vrea un episod de Watch Dogs. Sau episod de Call of Duty. Sau, cine știe, dacă ați vrea episoade de FIFA. Cred că acum sunt în... la munții aia de cu fața la președinți, munții cu fața președinților foștii președinți de America. Okay, get yourself up to Black Hills. I got a modified truck I want you to try out. I need your opinion. Și dacă vreau să fac Call of Duty sau FIFA, de ce nu? Semnați. Să-mi scrieți un comentariu. We've benchmarked the time on this run before. I just need to know how the truck performs, so don't hold back. Foarte greu să fac cu mașina asta. Băi, uite, chiar ușor nu spunea cu mașina asta. Pentru că mașina este de ride și ride-ul este un fel de off-road, dar un off-road de la mai avansat. Mamă, ce-a fie trap. Uite, sunt pe polul ăsta. Bam. Parcurs cu mașina. Trial, nu știu cum să-i zic, pentru Doctor Who. Sta cineva de mine când a zis, hai fata mea, și n-am de lucru. Fix în față. Fix în fața la aia, mi-a zis că nu mai am timp. Asta da democrație. Cred că bine am arătat mașina, că știu că am și un Nissan. un Nissan Skyline, l-am pe ride, pe parte de ride. Și știu că mai am și un Ford. Mustang, nu sper că l-am. Aș vrea să fac ca și mașină de ride Fordul Raptor. Mă cum să vădă mai cum arăta. Că trebuie să mergi cu Raptor. Când te gândești cu Raptor, pur și simplu te gândești la mașină de off-road
stuck. Go. Panic, back, panic, panic. Так, это где есть ламашная хайд. Форду. Вот трактор. Ну что, сейчас много риск. Не сломашно форт терника. Пата де оффроуд. La chestia aia mă gândesc eu. Mission completă. Dacă vă întrebați și acolo legat cu 5 și 10 acelea, jocul se numește The Crew, da? Și chestia aia are legătură pentru că acela este crew-ul meu, echipa mea. 5-10. Okay, Hurst, this thing's a peach. All I needed to hear. My tuner will pick it up. Appreciate it. Side of the bargain, and I've worked out how we can both get what we want. Get to the location on your map. Ar fi o idee bună să începem cu crate-urile. Facem crate-urile. Hai cum la acesta. O să mergem la acesta și după aceea vedem ce o să ne pice. Eu în general o să mai are și avea nevoie de 4 piese dintr-un 4 piese din 4 creituri să-mi pice piese în creituri ca să-mi iau unul pagani pe gratis. Aceste lucruri este foarte mică pentru că paganii nu știu că este o mașină foarte puternică și ca să spice paganii ai nevoie cu o grămadă de lucruri. Adică e ca mașină foarte puternică. Exemplu, paganii zona F este întrecut numai de coinise care e o mașină foarte puternică cu coinise de când trecut 7 recorduri mondiale de viteză într-un singur an și peste coinise de o altă mașină dar care nu știu numele de mașină dar știu un model de la mașină care se numește Toatara sau Toatra, nu știu clar cum se citește Toatara, ceva e genul. Și când stai să te gândești, da, oare cât o prinde mașinile alea în viața reală? Apoi vă zic eu, pe prima și prima oară, Coinisegul, care este cea mai rapidă, care a fost cea mai rapidă mașină din lume până să se înviteze mirobolantul ăla Toatara. Coiniseguanul a prindea 450 sau 350. Deci prindea în jur de 400 sau 450 ca și mașină care mi se pare pe extrem de mult, adică gândești ce se întâmplă dacă faci un frontal cu cineva pe viteza aia. Te-ai dus pe apac zâmbitii și tu și el. Așa, bonus, am unde vă duceți. Ia zic bonus. Sus polițiștii aia.
strašně jde rajd. Tak jistě já stavím dobro. Tady vešu, kde nevá, to byla jenom bunka, kde kde jistě jsem chci jeli spod po momentu k mašině násta. Mašině, chtěl bys to měl. A jaký se torče. Got a black and white down. 10-4. This is an alert to all cars. We have our high-speed pursuit entering our jurisdiction. Engage on site. Roger that. Ram, ram, ram. She slipped through. Hello, Transit. Ovvero che ci sono una forza gestita. Ma bloccato il transfer. Ma ci disse con parapetti, parapetti sono fratti miei. Ma se c'è calto ma pushor. Gata. Poi se cerca asfalto 4. Care silver. Dar nu știu care e diferența, nu pot să subiesc diferența între argint și platină. Adică, what the fuck, care e diferența între argint și platină? Bine, știu și eu că platina este mai valoroasă decât aurul sau argintul la un loc. Dar... aurul cu argintul seamănă, scuze, nu aurul, mai dată, platina cu argintul seamănă fie la fel. Nu prea aici se deosebești foarte ușor. Adică la prima vedere zici că amândouă sunt argint sau platină. Adică i-am văzut platină și... de fapt că argint, adică ce are în plus este că licărește sau nu e bine cum buz, bine spus licărește, că are, sclipește mai mult. Știi, e un fel de cromat, un argint cromat, să zic mai pe românește. E un fel de argint cromat. Adică... practic vorbind, nu cred că v-ați dat seama care e diferența. Adică dacă unul v-ar minți că vă dă platine și fapt vă dă argint, ce cum ar reacționa? Am luat să mă prind de data asta. E mai faci urât. Mă scuzați pentru fata de alineauri. Pentru că am căscat. În primul și în primul rând eu aș face ură dacă cineva mi-ar da argint și mi-ar ce că e platină. Pentru că platina e foarte scumpă. Undeva pe la dublu decât aurul. Platina este dublu cât aurul pentru un gram. Adică nu. Să zicem aurul de 18 carate este un gram. Este, nu știu, 100 de cele, să zicem așa, da? E platina este aproape dublu. 200 de lei este de 18 carate. Cred. Nici nu cred că se vinde. O monedă. Mată. În fine. Mi se vin la jucul nostru. Să face culoarea mea. Adică eu zic că am făcut-o la sorte. Se potrivește. Se potrivesc cu șosetele mele. Nu știu că te-am. L-am băgat pe la tufiș. În perete și așa ăla. Uite mă, deci pe asta trebuia să mă bag acolo.
mai place. Fără înăbunare și mașina asta. Bine, nici nu. Vreau să reacționez foarte greu, ușor, adică... Mi-a compris până să se oprească, pentru că e imposibil chestia asta, nici cu cele mai bune mașini din lume nu se întâmplă chestia asta. Tot durează 3 secunde sau 4 până te oprești de tot. Sau până o harci. Încep să începe să scadă de viteza. Durează oricum mult. Din câte știu eu. Da, mă scuzați, dar nu cred că o să pot să pun astăzi episodul de Fortnite. Nu prea obosit, oameni buni. Mâine. Prea obosit la ora asta. E 2:30, frații mei. Sau dacă am bani, trebuie să trăg bani pe mână. Mă ating de ce v-am promis că o să iau. Uite cum am zis că o să-mi iau acum un circuit spec. Ce să-mi strâng bani pentru aia acum? Adică deja am 17 minute, practic și un lume nu e foarte mult. Nu e foarte lungă. Nu, 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 nu. Uite-mă încolo. Mai lege mai de capea. Yes, am scăpat. Până acolo. Am scăpat. Ia uitați ce îmi place să nu mi-a dat șoret. Vă place nebuna aticilor? Cum să nu vă placă? Ia uite, mai am nevoie de 3 părți și primesc un pagani. Ok, go to next grade. Și acum, nu mai fac mașina asta, o să fac o altă mașină, mașină mult mai slabă. Și anume, mă gândesc, perfect, fără, oricum vreau să fac off-road, mă gândeam să-mi fac, dați puțin, prima oară să vă arăt ride-ul meu de ăsta, acesta. Formă stangul, așa de ride. În primul rând vreau să-mi iau acum, vreau să-mi iau... mașină asta mea, cu două. E foarte slabă mașina, din câte știu eu. Adică la început mașina aia sunt foarte slabă. Mașina s-a făcut, e foarte slabă. Nu știu, cred că prinde mai mult de procedeci. Nu cred. Prima? Nu cred. Nu cred așa ceva. Uite-mă că a prins aproape 200. Uite-mă că prinde 200 acum. Vezi, mă. Bine, cu celelalte mașini de circuit e prinde 200, până ce problema, adică e mai neoprinie. Asta o să fie ușoară. Apa asta pentru că o să luați distanță de ei. Și dacă stai la distanță de ei și nu te oprești. O e foarte mult pe scurtător și nu faci chestia de acelea, nu faci accidente. Ai foarte mari șanse să-ți iasă. Imense sunt șanse să-ți iasă ceea ce vrei tu. Da, să nu mă rășneam la urmă, mă ajuns la pe stradă.
and await further instructions. Most azt már a pilékot érdem, jó? Most én már a pilékot tudom. Hát csinál rajd. Oh my god, csapos aztán. Roger, Roger, that. I'm the best. Bob. We just lost a unit. Understood. Yeah, well. Yes. I need to be there, Bob. So she had a fix. No more, please, God. Nu mă las, frate, până nu mi este. Nu mă las, frate, nu mă las, nu mă las, nu mă las probleme. Și nici nu o să mă las până nu mi este. Frate, că astea două ori cum m-a prins. Fucking. Astea două ori cum m-a prins. Hai, frate, dacă m-a prins, acum că m-a prins de la așa ceva, te bat. Fără dat, de ce mă uită drept în spre, drept spre ăla? All cars, be advised, we have a wanted felon entering our area. Engage pursuit and await further instructions. Adică nu mă prea să pura, înțeleg. Mă mă face și cum aș face cum aș mai pot să aici. Că am trebuit să evit alea. Mă, ce am mai fost. Zic, sunt copac. Sunt bun. Frate, și mă duc pe aici, parcur. Da, da, ăsta o să fie de nemul videoclipului. Parcur cu dodge. Dodgică, parcrică. Intr-o la perioada ăla. Nu trebuie să mă duc pe drum, că vă urmează un lac și n-am pol. Mamă, și acum... Așa, vă vezi că știm. Zis eu că am un lac. S-a băgat foc la mine. Bă, nu-mi dau, nu mai arată, nu mai arată, trebuie să vedeți așa. Dar și cum așa fel te vezi grijă. O să nu zic, cu siguranță.
set control. Understood. Any units ahead of squad available for traffic control? Call for full stop. Где там войти в Аранвайши? Посмотрите, прогун. Низко это мог. All cars, be advised, we have a wanted felon entering our area. Engage pursuit and await further instructions. Там был тот. All cars, be advised, we have a wanted felon entering our area. Engage pursuit and await further instructions. Vedeți cât scrie acolo impact plus 46. You can allow platinum as never activate in the game as your aggressor change to get a better fight by being involved by our strength. Okay, blah blah blah. Progression awards complete. Ok bro, si acum stati putin, doameni buni, vreau sa ma uit la default tags. Vreau sa ma putin pe la acest tune din această zonă de volant, pentru ca vreau sa fac ceva la el, că trebuie să-mi tunez ceva la el, neapărat. Trebuie să-mi fac mașina asta la 480 level, 480 și mai nevoie de 5 level. Select vehicle performance. Cum? Deci n-am nimic ce să cumpăr în această categorie. Fuck! Piaci o să dăm la skill. Vreau să găsesc una Euro precision, slalom, nu. Raceline, escape, da, escape mă duc. Fast tracker. Pentru că dacă
fac un challenge, am un challenge să găsesc două părți de mașină, două mașini răsticate și să fac chestii de astea. Să-mi upgradez mașina asta de dirt. Să-mi upgradez. Foarte parte de linia asta. Care vine puțin cam prea periculos. Dar ce puțin poate cu mașina asta deja. Tău, mișcă-te. Bravo, boss, la Silver. Fuel part 1. Fuel injector. Yes! Fix 5, cu fix 5 mai ajută. Continuă. Perfect, bro. Ok, acum hai să uităm la challenges. Deci ok, acum hai să ne ducem la circuit tuner fast travel să vedem asta ce o să fac acum, ce o să-mi iau, ce mașină o transform în circuit. Eu am o grămadă de mașini și pot să-mi transform în circuit ce mașină vreau eu, pentru că am o grămadă. Ah, da, și am făcut și level 50. Yay! Ok. De frate. N-ai prea să plăcut cea doar să fac. Prima dată vreau să bag sticker pe el. Că nu e ficată, știi ce vrei să bagi. Seasonal Ubisoft. Mă, frate, că mă costă să iau 100.000. Uite, frate, că mă costă să iau Ubisoft 100.000. Asta e ceva la racing. Ăsta-i stai. Nu e asta, că l-am mașina aia. Frate, dar e foarte frumos în puii mei. S-a cu 58. Uite, pot să l-am pe... Hai. Nu, frate, care-i frate la care l-am mașină? Bă. Na, nu știu care l-am. Hai, frate, că o să am și unul la întâmplare și vreau fix. Nu-mi place asta, că vreau urât. Prea urât, prea urât, prea urât, prea urât, prea urât. Bă, asta s-o aleg. Nu-mi place, nu pot zic că nu-mi place. N-a, nici rău nu-l fac acum. Ok, aici. Racing one. Racing off-road
Vintage. Exotic. Vigil Road. Road 2. Și acest am de luăm. Bine. Cum prajim din loc cu tuloare de aceea. Și la culoare foarte ciudată. Cum este de aceea ciudată? Red Racing Green, this. Asta este. Și sticăre l-am. Nu vreau sticăre interior. Și ala cam interior verde. Da, fac așa. Ok, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit până în momentul acesta. Dacă v-ați urmărit până în momentul acesta, hai să umple și noi rubrica de comentarii cu Alfa Romeo. Să scrieți așa, toți trebuie să scrieți așa în rubrica de comentarii. Alfa Romeo Plus. Nu. Mă gândesc puțin, să spun. Deci toți dintre voi trebuie să scrieți chestia asta în comentarii acum. Stați puțin. Toți dintre voi trebuie să scrieți Alfa Romeo Rules. Aici, acum, să vă zic, pa, pa, la revedere.